Românii continuă să pună presiune pe granițele din vestul țării. De această dată, cozile de mașini s-au întins atât pe sensul de venire în țară, cât și pe cel de plecare. Semn că sunt mulți conaționali care și-au făcut bagajele să se întoarcă în vestul Europei la muncă. Șoferii care au ajuns la Nădlac 2 autostradă și au vrut să iasă din țară au fost redirecționați către un alt punct vamal, Nădlac 1. Abia în graniță, susțin ei, au aflat că Nădlac 2 este destinat doar tirurilor și mașinilor de marfă. Și că pe aici trec numai camioanele. Și nu știați... Păi nu, că nu scrie niciunde. Păi deci nu-i pus indicator. De așa ceva... Acum trebuie să mergem 7 km înapoi. Bine că stăm atâta la caudă de nevine rău. Dumneavoastră a știut că nu se poate ieși pe aici. Păi nu, am fost dincolo și ne-au zis să venim în partea asta. Regula este impusă de autoritățile din Ungaria, care nu permit tranzitul fără un motiv întemeiat. A spus că fără contract de muncă nu putem trece. Aveam un contract de muncă din Franța, trecut pe telefon și ne-a zis că așa nu se uită. Ne-a întors înapoi. Acum dimineața ne-a trimis alt contract de muncă și încercăm să trecem iar. Am ajuns acolo, am stat vreo 2 ore la rând. Ne-a întrebat de rezidență sau contract de muncă. Am spus că mă duc la copii în vizită și asta a fost. Ne-am întors înapoi. Și la intrarea în România dinspre Ungaria a fost aglomerație. Sunt români care profită de relaxarea restricțiilor și se întorc în țară. Cine vine din Germania, Elveția sau Austria nu mai trebuie să stea în izolare. De unde veniți? Germania. Dacă tot s-au luat restricțiile de izolare la domiciliu, profităm puțin de ocazie. Cei care vin din alte state, care nu sunt încă în zona verde, au obligația să declare acest lucru la intrarea în țară și să stea acasă 14 zile. De unde veniți? De la Londra. Soția e venită de 2 luni și eu m-am blocat acolo și acum vin și acasă. Voiam în aprilie să vin. Au fost bine, bine acum, doar e mai complicat. Trebuia să venim de luna trecută, dar virusul abia acum ajunge. În ultimele 24 de ore, prin vama Nădlac 1, au intrat peste 5500 de persoane, iar pe la Nădlac 2, peste 10.000. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.